Doamnelor, domnilor, vă salut! E timpul știrilor din Eurasia, în studio Rodica Kravchenko. Teatrul Alexandrinski și-a deschis ușele. Pensionarii moldoveni au posibilitatea de a combina munca și hobby-urile. Iar în Sankt Petersburg este acum mai ușor să-ți găsești un animal de companie, datorită unui serviciu special, dar și știri fără politică. Despre asta în următoarea recenzie a știrilor celui mai mare continent din această săptămână. Teatrul Alexandrinski a fost deschis spectatorilor, a avut loc prima reprezentație după o lungă pauză. Aceasta este o producție a lui Mauser. Ce reguli sunt în vigoare acum în sală și câți spectatori sunt, vom afla în continuare. În noul sezon, Teatrul Alexandrinski este unul dintre primele care primește spectatorii. O sarcină separată este siguranța acestora, așa cum a cerut Rospotrebnadzor. Prima regulă este evidentă, puteți intra doar cu o mască. Capeldinerii monitorizează respectarea noilor reguli. La intrare, îl îndreaptă pe vizitator către unul dintre cele 9 dulapuri. În acest fel evită aglomerarea. Înainte de a întâlni publicul, toate camerele teatrului au fost dezinfectate. Chiar și când publicul este în sală și a luat locul la început spectacolului, ei nu văd sau aud, dar în acest moment se dezinfectează totul. Dacă spectacolul anunță antract, atunci din nou are loc igienizarea. Să bei o ceașcă de cafea între acte nu va funcționa. Au decis să nu deschidă bufetul. Muzeul teatrului a suferit aceeași soartă. Teatrul Alexandrinski este renumit pentru numeroasele sale coridoare și scări. Clădirea a fost construită în secolul al XIX-lea, astfel încât diferite moșii să nu se intersecteze între ele, ceea ce înseamnă că se evitau conflictele. Astăzi, o astfel de decizie arhitectului a ajutat la împărțirea fluxurilor de oameni. Cei care au cumpărat bilete la parter nu se vor intersecta cu spectatorii de la balcon. Spectacolul Mauser deschide sezonul, a fost afișat pentru prima dată online în martie. Pe cealaltă parte a ecranului, producția a atras 1 milion de oameni, dar mulți au rămas fideli tradițiilor. Nu am privit în principiu pentru că teatrul live nu va înlocui nimic. La fel ca și operele de arte, acest lucru nu este posibil online, trebuie să-l vezi pe viu. Toate biletele pentru spectacol s-au epuizat, dar acest sold out cu locuri goale. Trebuie să existe cel puțin un loc neocupat între grupurile de spectatori care s-au reunit din motive de siguranță. Pensionarii moldoveni au posibilitatea de a combina munca și hobby-ul, adică plăcutul cu utilul. Deci, unii s-au alăturat deja cursurilor de cusut. Acesta este un proiect al organizațiilor neguvernamentale, iar autoritățile ajută cu bani. Aflați mai multe despre modul în care funcționează programul din reportaj. Tatiana Șadmanova și Maria Moisei studiază cu interes o mașină de cusut modernă. Când lucrau la fabrică în tinerețea de odinioară, nu existau astfel de tehnologii. Prima dată. Am lucrat 27 de ani la o fabrică de servicii pentru consumatori, croitoreasă, coseam rochii și acolo am avut mașini voluminoase din clasa 22. Astfel de mașini, pentru prima dată am văzut aici, foarte confortabile, liniștite, nu te doare capul ca atunci când lucram la cele vechi. Pentru un loc de muncă cu jumătate de normă, femeile au fost invitate la un centru temporar de cazare pentru copii. Femeile vor preda elementele de bază ale cusutului de 2 ori pe săptămână pentru un onorariu de 25 de dolari. Pentru un pensionar, orice bani, așa cum se spune, sunt bineveniți. Deci, datorită acestui proiect, cel puțin, nu se uită pensionarii. Tinerii sunt tinerii, trebuie să crească, să muncească, iar pensionarii, cei care pot face ceva, trebuie să le transmită experiența. Lecțiile cu copiii sunt o șansă de a-ți găsi chemarea, de a-ți simți relevanța, de a găsi noi sensuri și obiective. Pensionarii oferă beneficiarilor casei de cazare temporară, ceea ce adolescenții nu au primit în familiile lor. Atenție și îngrijire! Există abilități pe care le înveți doar acasă. Pentru că în această situație copiii nu pot face acest lucru, am decis să completăm. Iar cel de-al doilea obiectiv este de a le permite copiilor să înțeleagă că deja pot coase ceva direct pentru ei înșiși și acesta ar putea fi într-un mod destul de interesant. Iar în această profesie, în orice moment, piața a cerut specialiști. Angajații Fundației Caritabile au adus mașini de cusut, și fire cu ace. Materialele au fost achiziționate din banii acordați din bugetul de stat. Acum chiar și cei mai mici încearcă să stăpânească meșteșugul. Pe viitor, copiii vor putea câștiga bani din îndeletnicirea de a coase. Proiectul este gândit până în cele mai mici detalii. S-a decis să se coasă ceea ce apoi va fi vândut. Primele produse vor apărea peste o lună și vor fi astfel de genți de mână pentru femei. Acestea vor fi scoase la vânzare mai aproape de anul nou la unul dintre târgurile de Revelion. Banii din vânzări vor merge în contul personal al fiecărui copil. Aceștia vor putea să dispună de ei după ce vor ajunge la majorat.
Această familie a devenit vedetă pe YouTube datorită coronavirusului și a glorificat bucătăria zero în întreaga lume. Restaurantul în care lucrau a fost pus în carantină, iar noi orizonturi trebuiau deschise oricum. Care este secretul succesului fenomenal al videoclipurilor lor despre mâncare, aflăm din următorul reportaj. Nu doar rețete video, filme reale despre cultura Azerbaidjanului datorită coronavirusului, bucătării profesioniști, mama și fiu au devenit blogger de succes. Restaurantul în care lucrau a fost pus în carantină, iar noi orizonturi trebuiau deschise. Acum au mai mulți abonați pe rețelele lor sociale și pe YouTube decât pe paginile celor mai prestigioase restaurante. Nu am un mediu confortabil pentru a găti în casă, vreau un aer liber. Primul videoclip a fost filmat când se pregăteau kebaburile. A fost un vânt puternic în timpul filmărilor. Cutaba s-a dovedit a fi delicioasă, dar videoclipul a trebuit să fie refilmat. Mai întâi au decis să facă lecții de gătit online și au impresionat primii abonați cu accesorii neobișnuite. Aveam un ferestrău, fiul a făcut un cuțit din el. Puteți tăia cu această parte și pe de altă parte puteți da orice formă. Foarte confortabil. Personajul principal al clipurilor este mama. Aziza încearcă să gătească numai alimente sănătoase, precum tocană de legume, de exemplu. Toate ingredientele provin din propria grădină. Nu mă deranjează filmările, chiar îmi plac. Toată lumea îmi spune că sunt vedetă pe Facebook. Mă obosesc doar cuvintele, oprește-te, așteaptă, începem mai întâi acum. Și trebuie să-i asculți tot timpul. Amir Aslan este un regizor exigent. Mama spunea că talentul a venit de la bunicul meu, a fost directorul școlii, a luat o cameră și a făcut poze elevilor săi. Revizuind albumul foto, m-am gândit, voi începe să filmez. Vasul este gătit la foc mic timp de aproximativ 30 de minute. Și iată ultimele atingeri. Aziza adaugă lavandă. Oferă un gust unic, picant. Acestea sunt bucate de vară și foarte utile. Am folosit cartofi, vinete, roșii, ardei și ceapă. Rețeta tradițională adaugă și verdeață, dar aici voi improviza. Mama și fiul gustă fiecare fel de mâncare ei înșiși. Videoclipurile sunt postate pe rețelele de socializare, numai dacă bucatele s-au dovedit cu adevărat gustoase și neobișnuite. Astăzi avem 99 de state pe teritoriul Eurasiei. 50 dintre ele sunt europene. Cea mai mare țară este Rusia, care se extinde simultan pe continentele Asia și Europa. Dacă ne uităm la scară globală, atunci zona Rusiei este puțin mai mică decât suprafața planetei Pluto. China este considerată pe bună dreptate cea mai mare țară asiatică. Peste 1,4 miliarde de oameni trăiesc pe teritoriul său. Remarcabil este faptul că anual, pentru a asigura populația locală cu bețișoare de unică folosință, este necesar să se taie până la 20 de milioane de copaci. Secțiunea noastră este despre știri interesante, neobișnuite și utile fără politică. În Germania se pregătesc să deschidă expoziția radio din Berlin. Acesta este unul dintre cele mai vechi târguri de tehnologie din lume, iar anul acesta este aproape singurul care nu a fost anulat. În ciuda faptului că există o creștere a numărului de infecții în țară, autoritățile au permis ca spectacolul să fie ținut ca un simbol al unei posibile reveniri la viața normală. În loc de 27 de săli de expoziție, doar 4 au fost pregătite și în loc de sute de mii de invitați, mult mai puțin. Toți vizitatorii trebuie să se înregistreze și am numărat pe toți. Vom monitoriza cu atenție câți invitați se află în săli în același timp și cum respectă reguli stricte. De exemplu, în fiecare cameră nu pot fi mai mult de 750 de persoane în același timp. Expoziția radio se desfășoară de aproape 100 de ani. Organizatorii săi sunt mândri de faptul că au fost primii care au avut noutăți care schimbă viața, precum televiziunea, posturile de radio, casetele compacte și receptoarele TV prin satelit. Anul acesta, chiar faptul că este considerat un mare succes, că expoziția va avea loc.
Actorii japonezi de teatru Noh sunt îngrijorați de perspectivele lor datorită pandemiei de coronavirus. La spectacole vin din ce în ce mai puțini spectatori. Ce se va întâmpla în continuare? Statul oferă sprijin teatrului, dar finanțarea este insuficientă. Este dificil să căutați noi fani pe internet. Energia artei antice nu poate fi simțită printr-un ecran de computer. Angajații teatrului au lansat o campanie de crowdfunding în speranța de a compensa pierderile care urmează spectacolelor din toamnă. British Museum, ale cărui uși au fost închise timp de 163 de zile din cauza pandemiei, întâmpină din nou oaspeții. Deși nu toate spațiile sunt disponibile, vizitatorii vor putea vedea deja capodoperele Panteonului și faimoasei pietre Rosetta. Un total de 9.000 de exponate au fost pregătite pentru expoziție. Nu există un muzeu în lume care să fie mai complex și multistratificat decât cel britanic în ceea ce privește clădirea în sine, colecția și vechimea. Prin urmare, a trebuit să lucrăm din greu pentru a readuce întregul sistem la normal și pentru a ne asigura că vizitatorii se simt în siguranță. Întoarcerea publicului ar fi plăcută, metaforic vorbind, de unele obiecte deosebit de fragile ale culturii materiale, de exemplu șahul scoțian din secolul al XII-lea. Respirația umană ajută la menținerea nivelurilor de umiditate necesare pentru exponatele vechi de sute de ani. Orice lucru realizat din material organic, fie el din lemn, textile, fildeș, va reacționa la mediu. Dacă lucrurile se umezesc la 70% umiditate, pot deveni mucegăite. De îndată ce umiditatea scade sub 30%, obiectele și lucrurile încep să crape. Nu ne permitem astfel de extreme. O altă veste bună pentru londonezi și pentru cei care ar putea veni în capitala britanică este deschiderea Muzeului Victoria și Albert, expoziția Kimono de la Kyoto la Podium. Pescuitul de agrement este unul dintre cele mai populare hobby-uri din nord-estul Spaniei și din multe alte zone de coastă. Potrivit cercetărilor, acest hobby este ales de aproape 9 milioane de europeni. Se estimează că va oferi până la 10 miliarde de euro în activități economice în zonele de coastă, 100.000 de persoane ocupând integral. Pescuitul amator atrage oameni de diferite grupuri sociale și vârste, necesitând o varietate de echipamente de la undiță până la harpoane. Controalele din industrie ajută la reducerea conflictelor dintre utilizatorii resurselor marine. Acești scafandri, de exemplu, studiază fauna subacvatică din mediul lor natural fără a fi deranjați de pescari. Echilibrul dintre utilizatori necesită dialog și compromis. Provocarea autorităților este de a sprijini pescuitul recreativ, economia albastră cu creștere rapidă și de a asigura sustenabilitatea acestuia. Noile soluții, cum ar fi aplicațiile mobile de raportare a capturilor, ajută autoritățile să facă acest lucru, iar compromisurile și controlul vor menține oceanele și mările europene sănătoase și accesibile tuturor. Un râu gigantic 3D a apărut pe una dintre străzile din Jakarta, Indonezia. Artiștii care lucrează la proiect au căutat să înveselească oamenii în timp de pandemia coronavirusului și se pare că au reușit. Adulții își părăsesc casele pentru a-și face un selfie cu râul pe fundal, iar copiii se joacă de-a lungul malurilor acestuia. Cel de-al 77-lea festival de film de la Veneția are loc pe insula italiană Lido, primul eveniment de această magnitudine de la începutul pandemiei. Cannes nu a îndrăznit să invite vedete și iubitori de artă. Organizatorii mostra nici măcar nu au început să transfere festivalul în format online, cu excepția concursului de film experimental. Este adevărat, chiar și aici nu lipsesc măsurile suplimentare pentru combaterea răspândirii coronavirusului. Spectatorilor nu li s-a permis accesul pe covorul roșu, scaunele din holuri au fost reduse,
acasă, iar purtarea măștilor a fost obligatorie peste tot. Am vrut să trimitem un fel de semnal, să inspirăm oamenii cu optimism, să îi înveselim și în același timp să fim solidari cu lumea cinematografiei, cu regizori, producători, cu toți cei care lucrează în acest domeniu. De asemenea, am sperat că proprietarii cinematografelor nu vor auzi. Sistemul a trebuit să fie repornit. Noua carantină, izolarea similară cu ceea pe care am trăit-o în ultimele luni, ea pur și simplu nu va rezista. Trebuie să redăm încrederea publicului. Localnicii compară festivalul actual cu festivalurile din anii trecuți. Diferența este evidentă, spun ei. Autorii filmului documentar Molecule, prezentat cu o zi înainte de începerea festivalului, au dorit să facă diferența, să simtă și să accepte. Istoria orașului gol de pe apă transmite experiențele întregii Italii în era pandemiei. Am vrut să explorez problema limitărilor inevitabile ale vieții noastre. Pandemia ne-a făcut să observăm acest lucru. Ce ne învață ea? Acceptă probabil inevitabilitatea ei, vulnerabilitatea ei fără luptă. Programul oficial include peste 60 de filme din 50 de țări, inclusiv o nouă lucrare a lui Andrei Concealovski, Dragi Tovarăși. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, filmul de deschidere a fost un film italian, Shoelaces, de Daniel Lucetti. Începând cu 31 august, trupa Teatrului Național din Praga, toți cei 62 de artiști, a fost pusă în carantină. Ca urmare, practic toate spectacolele planificate în interiorul zidurilor operei au fost anulate, dar inventivul restaurator din Praga le-a oferit cântăreților de operă și iubitorilor de muzică clasică un loc alternativ, acoperișul pasajului Lucerna. Aceasta este o mare oportunitate de a asculta muzică și nu trebuie să porți mască, deoarece totul se întâmplă pe stradă. Organizatorii serii de opera au garantat distanțarea socială față de public și o priveliște frumoasă asupra lunii pline. Vedetele operei cehe au participat la seara muzicală. Coronavirusul ne-a forțat să abandonăm formele obișnuite, dar am avut timp să venim cu ceva neobișnuit, o abordare alternativă a vorbirii. În aceste zile, dacă nu era pandemia, Adam trebuia să cânte la operele din Paris și Viena, dar performanța pe site cu vedere la Castelul din Praga s-a dovedit a fi o alternativă excelentă. Mi-a plăcut foarte mult pentru că artistul care de obicei adună celebre săli de concert a acceptat să cânte în fața unei mici adunări de oameni într-un loc foarte frumos din Praga. Luna plină a apărut pe cer chiar la sfârșitul concertului, oferind un final de spectacol acestei seri care i-a încântat pe iubitorii de operă din Praga. Anume, acum este mai ușor să găsești un animal de companie în Sankt Petersburg datorită unui serviciu special. Adăposturile creează chestionare speciale, iar persoanele care își doresc să-și găsească un animal de companie îl aleg după anumite criterii. Cât de popular este serviciul și cine a găsit deja o pisică sau un câine, aflați în continuare. Viața unei pisici pe nume Happy s-a schimbat definitiv acum 8 ani. Daniel și Ana Maria au luat-o din stradă și au adăpostit-o. Apoi s-a gândit să adăpostească și al doilea animal de companie, însă nu a fost ușor. Am intrat în secția căutare, găsește un animal din adăpost și a apărut un număr imens de rubrici. Monitorizează, vizualizează, vedeți toate fotografiile, citește descrierea acestora. Acest lucru ne-a răpit tare mult timp. Mai este și incomod și din cauza că poți vedea animalele dintr-un singur adăpost, nu din toate. Apoi, soții au venit cu ideea să adune pe un singur site toate pisicile și câinii care caută un stăpân. Metoda este foarte simplă, avem profilul animalului cu o fotografie mare, nume, vârstă, sex și o mică descriere bazată pe caracteristicile sale reale și doar două acțiuni, glisați stânga sau apăsați crucea, glisați dreapta sau apăsați inima. Daniel și Ana Maria lucrează în domeniul IT, așa că a durat doar câteva săptămâni pentru a crea aplicația. Au luat ca bază o aplicație prin intermediul căreia faci cunoștință cu oameni noi. Singura diferență este că animalul nu va refuza niciodată o întâlnire. Colaboratorilor nu le-a fost deloc ușor să facă poze acestor frumuseți ciudate. În adăpostul prieten sunt peste 100 de câini și nu toți au încă propriul profil. Nu există suficient spațiu, iar numărul animalelor fără adăpost nu scade. Voluntarii speră că formatul neobișnuit
obișnuit va atrage atenția celor care accesează site-ul. Acesta este PR. Oferim animalele noastre inclusiv datorită PR-ului. Cred că acest know-how va fi convenabil pentru oameni și ne va ajuta la publicarea profilelor animalelor. Noul site este deja popular la Moscova și Sankt Petersburg. Pe parcursul lunii a fost vizitat de 25.000 de oameni. În viitorul apropiat, autorii intenționează să includă în proiect adăposturi din diferite orașe ale Rusiei și țărilor din Comunitatea Națiunilor. Turcolog de profesie, Aizada Tânânbekov face cărți din fetru. Unicitatea lor constă în faptul că pe lângă paginile obișnuite, cărțile au semne și elemente care pot fi rearanjate. Acestea permit copiilor nu numai să dezvolte abilități motorii fine, ci și să se familiarizeze cu cultura și tradițiile poporului cârgâz. Oinobuk este destinată copiilor preșcolari. Cartea este făcută din pâslă, conține sarcini speciale pentru dezvoltarea gândirii și memoriei copilului. Creatoarea acestor cărți speciale susține că este nevoie de 3-4 zile pentru a crea una. Din primele pagini, copiii se familiarizează cu simbolul de stat și imnul. Copiii percep totul mai bine într-un mod jucăuș. Fiecare articol din carte poate fi atins și chiar examinat. Așadar, nu numai că fac cunoștință cu valorile naționale, dar dezvoltă și abilități motorii fine ale mâinilor. A doua carte, Oinobuk, a fost realizată în perioada carantinei. Una costă 600 de somi uzbeci. Din aceasta, copiii pot învăța numele formelor geometrice și culorile în cârghiză, rusă și engleză. Fiecare figurină este atent concepută și adaptată pentru copii. Deoarece cartea este dintr-un material numit pâslă, puteți chiar să o spălați dacă doriți. Aizada Tânibekov este mama a 3 copii. Ideea de a face cărți din fetru i-a venit după multe zile în care a căutat o carte despre o iurtă cu poze pentru copiii săi. Când am vrut să-mi familiarizez copiii cu locuințele tradiționale cârghize, nu am găsit nicio carte specială care să povestească despre asta. Chiar dacă am găsit câteva, erau destinate adulților cu mult text și imagini foarte puține, iar copiii nu se arătau interesați de asta. Majoritatea care achiziționează aceste cărți sunt compatrioți care locuiesc în străinătate. Acum Aizada intenționează să facă și un covor de pâslă cu harta orașului Bishkek. Mai sunt multe idei bune. Următorul nostru produs va fi o hartă a Bishkekului. Prin intermediul acesteia vom face cunoștință copiilor cu orașul nostru. Acest covor va avea forma unui puzzle, astfel încât copilul să se poată juca și să se familiarizeze cu diverse obiecte, cum ar fi societatea filarmonică, teatre, primărie și așa mai departe. Eroina noastră nu doar creează cărți interesante și utile pentru copii, dar a oferit și un loc de muncă femeilor cu cancer. Fiecare dintre asistenții săi fac 2 sau 3 cărți pe zi. Pe lângă salarii, primesc și premii. Rusia este campioana primei olimpiade de șah online. Conform deciziei FIDE, rivala echipei naționale a Rusiei, echipa indiană va primi și aur. De ce a fost luată o astfel de decizie și cum Rusia a revenit în forță în șahul mondial, vom relata în cele ce urmează. Echipa țării a câștigat în premieră prima olimpiadă online. În finală, rușii au învins puternica echipă indiană. Mese de șah, scaune de birou, dar în locul cifrelor de pe tabla de șah, laptopuri. Așa a arătat finala primei olimpiade de șah online, Rusia împotriva Indiei. Echipa indiană a eliminat echipe naționale puternice din Ucraina și liderul clasamentului mondial, China. Echipa rusă a învins în semifinală echipa națională a SUA. Mulți jucători de șah ruși au preferat să stea departe de tensiunea finală. Avem 6 table, dar unele fete din diferite motive au decis să joace de acasă, de unde se simt mai confortabil. Pandemia de coronavirus a transferat olimpiada de șah pe internet. Inițial, turneul urma să se desfășoare în luna august la Moscova și Hantîmansiisk, însă competiția a fost amânată.
Sunt mulțumit, echipa noastră este mulțumită, am lucrat foarte serios. Au existat de asemenea dificultăți cu internetul în mai multe țări, undeva din cauza problemelor politico-militare, de exemplu, echipa noastră a Somaliei, care aproape că nu putea juca, a jucat doar o zi. Până în ultima zi nu era clar dacă echipa din Belarus ar putea juca, dar cu o zi înainte internetul a funcționat. În formatul online se joacă pe 6 table simultan, 2 bărbați și 2 femei, încă 2 băieți și fete sub 20 de ani. Aurul Rusiei a fost adus de Alexandra Goreachina. Naționala Rusiei a câștigat ultima dată Olimpiada de șah în 2002. După 18 ani, Rusia și-o recâștigă locul în șahul mondial. Anul viitor, echipa este unul dintre principalii concurenți pentru victoria la Olimpiada clasică de șah. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul nostru acratimatv.md sau pe pagina de Facebook a emisiunii Continent. Pe curând, la revedere!